Da, din aia, da. Stai că nici n-am filmat ce am făcut. Mai au și promo. Sucuri, Marcel. Sucuri sunt, da. Dulcețuri, uite. Adică miere de albină. E mierea asta, da. Sunt de toate felurile, da. Siropuri. Uleiuri. Bio. Aici este tot bio. Aici sunt bio. Aici suntem la frigidere la carne. Are carne, carne de pui. Carne de pui, piept, pulpe, de toate. Pulpe, carne, de pui, de toate. Da. Piept de pui. Are și reducere la pește. Aici sunt toate prețurile. Acum vă arăt toate prețurile așa. Da. Aici suntem la carne de porc măcinată. Are promo. Aici suntem la legume, la fructe, are și banane. Hai să vedem aici la roșii. Mergem. Zahărul. Hai să vă arăt zahărul câte kilogramul. 60 de bani. Zahărul. Pentru prăjituri, de toate.
arată bine acolo dacă arată. Păi arată. Da, la Brânzeturi suntem aici, la Brânzeturi, la Lider. Cascavalul, arată-mi în rog să vadă ce. Aia pentru ce? Ce aia? Asta nu. Vreau să arăt la asta pentru pizza. Asta e pentru... Pentru ce? Cașcaval, pentru ce? Poți să folosești cum vrei tu. Dar sunt mai multe feluri, asta e. Sunt, da. Brânză, nu ți-e așa. Brânză de oaie și brânză de vacă. Asta e faină. Da. Dar e faină. Ia una. Mie-mi place aia. Iau? Ia una. Dar dacă poți să o mănânc, că nu cred că poți să o mănânc. Dacă îți place, ce vrei să mai vezi? Nu mai lua, că nu poți să o mănânc. Uite aici un pic, da? Hai, asta îți place ție. Da. Și e scump. E 6 euro. Una. Asta pentru mâncare. Da, 6 euro. Da. Asta e, da. Sola, ăsta e. Solo. Solo. Da. Da. Asta e bună. Și asta ce e? Aici e din ăsta. Drojdie. Unde e drojdie? Ia-mi 3 cuburi. 3 cuburi de drojdie. Nu-mi trebuie. Numai 3? Da, mai am acasă. Da. Dincolo. 3 cuburi de drojdie. Aici suntem la iaurduri. Care? Uh-huh. Asta de ciocolată? Îți dă ciocolată, da. Da, ciocolată. Și asta? Asta nu sunt. Astea altele și astea sunt altele. Luăm și nu sunt. Ai luat din alea, tot ce sunt. Și trebuie să iau fasole. Să mergem la fasole. Deci, lasă să mă vadă care e problema. Ce este în magazin? Înghețată nu? Nu luăm înghețată acum, înghețată luăm. De toate, pentru toți. Pentru bărbați, pentru toți. Acolo sunt pentru femei, aici sunt pentru bărbați. Nu se vede, Marcel, se vede ce este aici, nu se vede. Este de toate. Parfumuri, creme bio. Asta e cremă bio. Cremă de față. Da, și din ăsta pentru spălat hainele. Uite aici, Valeriu. Femeile. Vezi? Uităm cutiile astea mari pentru spălat hainele. Da. Lenor pentru haine. Asta e mai ieftin. Lichid. Asta nu e lichid. 13 euro 4 euro 15 euro 9 4 2 9 10 9 5 depinde cum vrei mai scump, mai ieftin aici am găsit tot. Da. Scăp telefonul. Servețele pentru copii. Avem servețele din alea. Am luat de la Action. Da? Da.
până la taci, dar tot e aici. Da. Cu bele, tot. Folie din aia nu se mai trebuie. Mai ia-ne una. Folie de asta? Da. Folie alimentară. Hai, ia-ne. Trebuie, care vrei? Asta, uite. Ia-ne asta. Două, da. La 79 da. De cenți. Una. Plastic din ăla mai ai? Pungă. Aia-i pungă. Asta e, da? Da. Nu bine, dar... Nu, bine. Am Filme și florile astea frumoase. Ah, ce frumoase flori. Ia uite. Dacă te-ai un buchet de flori din asta. Hai, uite-te și tu la astea roșii. Asta trandafirile astea? Da, trandafirile, câte unul. Wow, uite. Hai să vedem acolo prețul. Care e prețul? Nu acolo are prețul. Ana, nu-i ăsta? N-are aici. A, ăla e prețul, da, 3 euro. 2,99 euro, ce mai, 3 euro. Nu vrei să-ți iau un buchet de flori? Altă dată. Da? Bine, vedeți, vreau să... Vișine din astea, să facem... Vedem noi ce prăjitură facem. Și luăm din ăsta, pentru că la Abel și la Iosef îi place ăsta, dar să nu fie picant, știi? A, ăsta e picant, care pipar ca pe el. Stai să văd care e picant. Să nu fie picant, și zi din ăsta. E bun, îi place la copii, dar nu știu care e iute și care nu iute. Care amândouă are pipar ca pe ei, uite. Și ăsta are pipar ca ardeiu și ăsta. Eu să-ți fac o poză așa. Da. Așa? Hai că-ți fac o poză așa. Nu știu, hai să mergem mai încolo să căutăm fasolea. Hai că rămâng echipul, că... E să-ți fac o poză? Da, da, du-te încolo. Da, stai că mă duc. Fața mea așa, da? Hai să închidem prima, așa. Na, hai zi. Și cam atât a fost filmarea noastră. Vă mulțumim. Vă rog frumos să vă abonați la canalul meu de YouTube. Vă spun o zi plăcută, binecuvântată de Domnul nostru Iisus Hristos. Pe curând, la revedere!